o menghină de prindere. Cei care ați văzut clipul trecut, lipsea o menghină din pachet. Nu am primit menghina la care mă așteptam, însă am primit una de genul ăsta, cu strângere orizontală. Se introduce aici, fie în partea stângă, fie în partea dreaptă, și se strânge în stilul la debitatoarele pentru metal. Deci este o prindere pe orizontală, nu pe verticală cum aș fi vrut eu, din aceea care intră aici în această găurică. Dar o să văd cum o să mă descurc și cu aceasta. Aici are un blocaj. Odată ce s-a strâns, rămâne fixă. Nu prea este indicată la țeavă rotundă în special. Să văd cum o să mă descurc cu ea. De altfel, nici chestia asta nu merge foarte ușor de fiecare dată. Încerc să mai slăbesc puțin. Ba, da. Da, o să mă descurc cu cea. Referitor la ștecherul care avea modelul pentru Anglia, cu trei piciorușe, am găsit în Dedeman un adaptor de genul ăsta, așa, intră Anglia și iese România, că tot mi-a plăcut gluma pe care a făcut-o vânzătoarea. Și în felul ăsta am rezolvat și problema cu ștecherul. Haideți să vă arăt ce materiale pentru teste am primit tot de la ei. Deci mi-au trimis așa o bucată de, ăsta cred că este un seeding pentru terase, cum am văzut eu că se construiește. Nu știu sincer să vă spun din ce material este făcut, pare a fi un aliaj așa, în care persistă mai mult plasticul. Ar putea să fie și ceva lemn acolo, dar nu știu sigur din ce este. Avem, după aceea mi-au trimis o bucățică, un pătrat, cred că are 8x8. Hai să vedem mai. Deci avem, nu, are 6 jumate cu 7. Deci un pătrat din brad, în care au prins ei 3 holșuruburi, pentru a demonstra faptul că pânza poate secționa fără probleme și lemn cu cuie sau șuruburi. Scopul este de a tăia fără frică materialele noastre de pe la demolări, unde mai sunt rămase cuie. Avem o bucată de plastic, o țeavă de plastic PVC, nu știu ce diametru are, dar vedem imediat. Aici avem un diametru de vreo 4 cm și mai avem o bucățică așa de pal. Asta e tăiat un pic la unghi, la 45 de grade, dar nu știu la ce l-au mai pus, din moment ce mi-au dat așa ceva pentru test. Deci este o țeavă rectangulară din oțel de 5 și cu o grosime de 5. Din câte văd, da, 5 mm grosime și 50 cu 50. Mai avem o bucată de cornier. La fel, cred că are 5 mm grosime, 50 cu 50. Deci cornierul și țeava rectangulară practic sunt cam același test, dar eu voi încerca să le tai, dacă tot mi-au fost date. Și o bucățică de țeavă de cupru pentru instalații termice. O să testez mostrele astea și eventual poate mai găsesc ceva pe la mine în plus, dar zic eu că sunt suficiente. O să încep cu materialele cele mai ușoare, bucata de pal, pe urmă o să tai seeding-ul, lemnul cu holșuruburi și tot așa, să vedem cum se comportă acea pânză multimaterial, ce soluție aș putea să mai adopt pentru fixarea corespunzătoare a pieselor.
Am o menghină din asta de mână și aș putea să încerc să fixez piesa și aici pe extensie să stea și mai fixat. Am încercat pe aici prin spate, dar nu am unde să o bag, așa că o să încerc prin partea asta și o să văd dacă reușesc să o prind foarte bine, în special la țeava aceea rotundă. Vreau să mă asigur că e prinsă foarte bine, pentru că este o mașină destul de periculoasă și va trebui să ne luăm toate măsurile de siguranță necesare. Haideți să începem să testăm acele mostre de material și eu sunt foarte curios să văd cum se comportă acest utilaj. Ochelari de protecție, întotdeauna, antifoane, astea dacă sunteți sensibili cu auzul sau tăiați undeva în spații închise, eu le recomand să le folosiți, dar în special ochelarii de protecție obligatoriu și fără mănuși la astfel de utilaj.
Da, ați văzut testele. Am tăiat toate mostrele de material pe care mi le-au trimis. Am încercat să fac un test și la 45 și la dublu 45. V-ați făcut o idee, să zic așa, cam cum funcționează, ce poate să facă utilajul. Eu sunt mulțumit de fierăstrău. Nici nu am cu ce să fac comparație pentru că e primul utilaj de genul ăsta pe care îl am. Dar îmi dau seama și eu cam cum ar trebui să tai un fierăstrău și sunt foarte mulțumit. Probabil vă întrebați de ce am mai conectat aspiratorul ăla dacă oricum tot șpanul a rămas pe masa de lucru. Păi nu aspiră. Nu știu ce să vă spun. Nu e vina aspiratorului, l-am scos, l-am probat, am crezut că poate nu trage. Trage foarte bine, dar nu se duce prin orificiul ăla special acolo pentru evacuare. Nu știu. O să mai umblu să văd, poate trebuie reglat ceva acolo, poate trebuie îmbunătățit un pic sistemul de aspirare, dar nu aspiră nimic. Am făcut toată mizeria. Inițial voiam să fac clipul afară, tocmai ca să evit să murdăresc prin atelier și pe urmă m-am gândit și lasă că am aspiratorul ăla, dar văd că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Nu e nicio problemă, o să aspir acum la sfârșit, vom face curățenie. Haideți să vorbim tot despre fierăstrău. Ați văzut, menghina asta de multe ori nu mă ajută, mai ales pentru faptul că are aici în capăt ciuperca asta destul de largă, să zic așa, diametru mare. Piese mici, cum ar fi această bucată de țeavă de cupru sau cum au fost celelalte rotunde, nu am cum să le prind. O menghină de tipul ăsta m-ar putea ajuta, să zic așa, provizorul până când oricum va trebui să cumpăr o clemă din asta, să văd pe unde voi găsi, pe la ce magazin o să găsesc. Și cam asta am reușit să fac în acest clip. Eu am încercat să surprind cât mai bine cum tai și în ce fel am testat aceste materiale. Voiam să vă mai spun o chestie. Aici la apărătoare vedeți că are un fel de mâneră așa. Care e scopul lui? Ăsta trebuie să înțepenească apărătoarea, așa fel încât să nu poți apleca fierăstrăul din greșeală. Mai că la mine nu funcționează foarte bine. Probabil are un arc acolo care nu este foarte, foarte bine întins, pentru că de multe ori eu pot acționa fierăstrăul și fără să apăs acea clemă, după cum vedeți. Mai dacă îl trag un pic mai sus, abia atunci intră și chestia asta în acțiune. Sincer să fiu, eu nici nu prea găsesc rostul la chestia asta și e posibil să o dau jos. Pentru că nu înțeleg de ce trebuie să apăs pe chestia asta ca să dau fierăstrăul în jos. Probabil e gândită ca o măsură de siguranță, dar și dacă voi apleca vreodată din greșeală capătul fierăstrăului, din moment ce eu nu l-am acționat, nu e niciun fel de problemă. Și mie cel puțin asta nu-mi trebuie și probabil o să o și demontez, mai ales pentru faptul că nu funcționează la parametri. În schimb, îmi place foarte mult că apărătoarea este metalică. Pe la mai toate fierăstraile astea circulare pe care le-am văzut eu și de firmă, nu din astea no name, Makita, Bosch, Metabo, sunt de plastic. În schimb, asta e din metal și chestia asta îmi place foarte mult la el. Înainte de a face testele, era bine să fi verificat unghiurile, atât cel de 90 de grade, cât și cel de 45, dar nu a fost nevoie pentru că le-am probat, ați văzut, cu echerul și sunt bine centrate, dar probabil că o să fac un clip ulterior în care o să vă arăt și cum se reglează unghiurile, atât la 90 cât și la 45, în ideea în care cineva o să cumpere fierăstrăul ăsta și ăsta e rostul clipurilor pe care le facem, să facem niște review-uri cât mai detaliate, în așa fel încât oamenii care intră și ne văd clipurile să plece de la noi cu toate informațiile pe care trebuie să le știe pentru utilizarea cât mai bună a unui astfel de utilaj. M-am străduit să fiu de folos în acest sens și sper că cei care erau interesați să vadă fierăstrăul văd clipul și au putut face o idee cam cât de bun este și cât este de precis. Eu v-am spus, neavând cu ce să-l compar, mă declar foarte mulțumit de fierăstrău. Este lucrat foarte bine. Majoritatea componentelor sunt metalice, este fin, taie bine,
Pânza asta, deși eu văzusem prin alte clipuri și pe la prietenii mei și pe la alți youtuberi care fac clipuri prin străinătate, totuși nu reușeam să-mi fac o părere personală despre cum poate să taie o pânză din asta fier. Și după cum ați văzut în clip, este foarte bună. Eu am tăiat un pic mai încet, n-am vrut să solicit pânza foarte tare, nu știu pastilele Videa de pe pânză cât de bine sunt prinse, am preferat să-l testez un pic mai încet. Taie fierul fără probleme, dacă nu aveți protecție, mi-au sărit o groază de bucăți de astea de șpan prin frunte, prin peste tot, chiar și pe sub tricou mi-au intrat. De asta vă spun, neapărat protejați-vă cât mai bine când lucrați cu astfel de utilaje. Obligatoriu ochelari. Fără ochelari riscați să vă accidentați, să vă pierdeți vederea și e păcat, pentru că noi lucrăm ca să ne facem treburile, nu să ne accidentăm și să mai pățim și alte lucruri nedorite. Da, ca să nu mai lungesc și clipul ăsta, că oricum în momentul ăsta nu mai vin alte informații pe care aș putea să vi le spun, eventual dacă mi-aduc aminte de ceva o să mi le notez pe o foaie și o să vi le spun într-un clip viitor în care vreau să vă arăt cam cum se reglează unghiurile în cască, se dereglează, ăsta a venit reglat, deci nu am avut de ce să umblu, dar e bine de arătat cum se reglează unghiul, atât la 45 cât și la 90, poate mai surprind încă o dată cum se schimbă și pânza, plus alte detalii pe care mi le-aș putea aminti ulterior după ce voi încheia acest clip. Ca atare, eu sper că am fost de folos cu acest material. Până la clipul următor, vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine!